Sucul verde este ceea ce multe celebrități americane susțin că este un miracol pentru siluetă. Grăsimea abdominală poate produce o serie de hormoni care pot declanșa schimbări ale receptorilor de insulină în corp. Acest lucru va duce la o slabă regularizare a zahărului din sânge, crescând astfel riscul de a avea diabet. Deși pare incredibil, multe staruri americane susțin că există un suc miraculos fără de care nu pot trăi, sucul verde. Iar site-urile de diete și lifestyle susțin că acest suc verde topește grăsimea abdominală fără exerciții. Grăsimea abdominală poate produce o serie de hormoni care pot declanșa schimbări ale receptorilor de insulină în corp. Acest lucru ducând la o slabă regularizare a zahărului din sânge, crescând astfel riscul de a avea diabet. Un studiu realizat pe șoareci a descoperit o legătură directă între grăsimea abdominală și cancerul de colon. Un alt studiu a arătat că femeile cu o talie mare au mai multe șanse de a dezvolta cancer de sân. Excesul de grăsime abdominală înseamnă mai puțin spațiu în piept și scăderea funcției pulmonare, ceea ce poate duce la mai multe boli pulmonare cronice, cum ar fi astmul. Potrivit experților în sănătate, exercițiile fizice sunt cel mai bun mod de a scăpa de grăsimea abdominală și, desigur, un regim alimentar sănătos este de asemenea esențial. Sucul este o modalitate eficientă de a începe ziua și a va ajuta să topiți grăsimea abdominală, dar și să stimulați sistemul imunitar și să accelerați metabolismul. Dacă doriți să pierdeți kilogramele în plus de pe burtă, beți un suc din spanac, lămâie și ghimbir pe stomacul gol, o jumătate de oră înainte de a mânca ceva. O combinație de cardio și de antrenament de forță funcționează foarte bine împotriva grăsimii de pe abdomen. Desigur, este foarte sănătos să fim cu adevărat în mișcare, însă dacă doriți să vă concentrați în mod special pe grăsimea abdominală, lucru care are o abordare diferită decât cea convențională, nu există o cale ușoară. Relatează despre copii.ro.